Finanțări cuprinse între 40.000 și 50.000 de euro. Care sunt noile programe imediat în materialul următor? Cei care vor să-și diversifice activitățile atât în mediul rural cât și în cel urban vor avea la dispoziție anul acesta două noi oportunități de finanțare, programele Startup Nation și Femeia Antreprenor. Deși nu sunt programe destinate exclusiv fermierilor, acestea reprezintă niște bune alternative la fosta sub măsură 6.2 din PNDR 2014-2020, care promova investițiile non-agricole în mediul rural. Potrivit informațiilor de la acest moment, finanțarea pentru femei antreprenor va ajunge până la 200.000 de lei per beneficiar, în timp ce pentru Startup Nation se vor oferi până la 250.000 de lei per beneficiar. Potrivit consultanților, gradul de cofinanțare pe aceste programe va fi mai mic decât pe liniile de finanțare cu care sunt obișnuiți fermierii, din Planul Național Strategic. Este un moment important pentru finanțările din acest an, pentru că pe lângă liniile clasice de finanțare a proiectelor agricole pe care le cunoaștem și despre care o să vorbim cu siguranță în această seară, în cea mai mare parte a timpului, există două alte oportunități de finanțare care au fost anunțate recent. Este vorba despre cea de-a patra ediție a programului Startup Nation și cea de-a doua ediție a programului Femeia Antreprenor. Amândouă sunt planificate să înceapă la jumătatea lunii mai, cel mai devreme, sau în perioada imediat următoare. Și de ce zic că sunt importante și pentru telespectatorii noștri? Pentru că ele pot fi privite ca o alternativă pentru măsurile sau pentru fosta măsură 6.2. Pentru acele investiții pe care le putem face în spațiu rural, cu finanțări mici, de până la 40.000 de euro sau până la 50.000 de euro, după cum se vehiculează în acest moment, care au cofinanțări mai mici decât se practică în acest moment pe liniile agricole, respectiv 10% sau 15% pentru cele două programe de finanțare. Programele acestea de finanțare pot fi accesate de către fermieri, printre alte categorii, de către fermierii care vor să-și diversifice activitățile, de exemplu, sau care vor să își înceapă o activitate non-agricolă. Dar foarte important este că programele de finanțare vor permite și înființarea unor unități mici de procesare alimentară, ceea ce lipsește în momentul acesta în finanțările clasice din agricultură. Finanțări mici, cu o cofinanțare mică, ușor de implementat, care vor începe într-un timp foarte scurt. Este vorba despre fabricuțe pentru procesarea laptelui, pentru procesarea fructelor și așa mai departe. Brutării, cofetării. Am spus că se pot realiza în mediul rural, dar la fel de bine pot fi făcute și în urban, la orașe. Nu este nicio limită în această privință. Ca număr de finanțări, ne așteptăm la cel puțin 1.000 de proiecte pentru femei antreprenori, mult mai multe pentru Startup Nation.